Spectacolul Băbinarium este o premieră pentru Republica Moldova. Este un spectacol conceput pentru bebeluși, de la 0 la 3 ani. Creăm spectacole care ar stimula imaginația copilului. De exemplu, spectacolul Băbinarium este non-verbal, nu se vorbește, dar copiii înțeleg foarte bine și nu se explică. Respectăm acele reguli importante pentru baby teatru. Spectacolul este sigur, adică nu există obiecte sau lucruri care ar putea să-i rănească pe copii. Totul e moale și sigur. Există repetiția în spectacol, deci împletirea, despletirea, bobinele, bobine de lână, bobine din lemn. Spectacolul durează jumătate de oră. Nu aș spune că e o tehnică deosebită, aș spune că e atenția mea asupra unui obiect. Adică așa pot funcționa lucrurile și în bucătărie și în salon, dacă eu sunt atent asupra unui obiect, da, și strâng împreună cu copilul meu un plotter și îl pun așa și sunt eu de fapt implicată în strângerea obiectului dat, atenția lui va veni automat. Noi nu interzicem copiilor să se miște, dimpotrivă, chemăm părinții să-i lasă, să se simtă liber. La final îi implicăm într-un joc interesant, le dăm și mici daruri care le-ar aduce aminte după asta de spectacol. Fetița mea a stat la propriu cu gura căscată, i-a plăcut foarte mult și mie mi-a plăcut ca matur, am admirat foarte mult cele două actrițe. Am decis că este timpul să meargă, să interacționeze cu alți copii, pentru că ne gândim să meargă la grădiniță în curând. Este pentru prima dată și particip la astfel de eveniment. Mi se pare un lucru genial, aș spune eu, ce ține de copiii mici în special. Mi s-a părut destul de implicat, aș zice eu, la gesturi în primul rând, la mișcările care s-au făcut, la sunetele care au fost create de către actori cu acel lipici pe covor în timpul spectacolului. A strânit și zâmbete. Inclusiv momentele astea de joacă în care am aruncat cu ghemulețe de ață unii în ceilalți. Copilul nostru acasă cel mai fain se joacă cu toate goalele de la bucătărie și cu sticlele. La fel aici s-a bucurat foarte mult de jocuri cu gemuri de ață sau cu niște lucruri care la prima vedere ți se par că n-au nici legătură cu jocul copiilor. Este o abordare interesantă, diferită și, nu știu, poate fi ulterior încercat și acasă, adică e o chestie care utilă. Spectacolul Băbinarium deja a fost vizionat de peste 1000 de spectatori, dintre care jumătate sunt copii și am jucat 28 de spectacole până acum. E nevoie pentru a dezvolta comunicarea. Comunicarea între părinți și copil, comunicarea între copil și alți oameni, comunicarea între copil și artă sau lucruri care se întâmplă în fața lui. Adică e dincolo de comunicarea digitală de care s-a obișnuit, probabil, și dincolo de comunicarea, adică non-comunicarea, când eu stau în spate și doar observ anumite lucruri. Sunt în dialog aici. Это первые эмоции, первые впечатления. Нам очень понравилось, и мы еще придем. Здесь даже, может быть, не надо много лишних слов. Родители пытаются им подсказать и объяснить, что происходит. И дети уже интуитивно идут за актрисами. Они пытаются им помочь, они пытаются участвовать в этом всем. И это здорово, потому что это развивает их индивидуальность.